Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit pe canalul de electronică. În acest video continuăm cursul despre microcontrolere și vom discuta câteva lucruri despre Arduino, despre plăcile de dezvoltare, despre viitorul Arduino, ce se va întâmpla în viitor. Așa că, dacă ești pasionat de Arduino, rămâi aici și îți voi oferi câteva informații bune de știut. După cum am spus și în alte video, au existat și înainte de Arduino plăci de dezvoltare și microcontrolere dar erau dedicate sau, mai bine spus, erau adecvate în special specialiștilor, da? specialiștilor în electronică. Cu alte cuvinte, trebuia să ai cunoștințe solide în domeniu ca să programezi un microcontroller și, bineînțeles, să-l folosești într-o aplicație. În primul rând, cea mai mare problemă era programarea, care era greoaie, dificilă în toate aceste procese da? și anume, Scriai codul sursă în, într-un editor primitiv, de exemplu cum ar fi Notepad, apoi uh, foloseai un software pentru a converti uh, codul care l-ai scris în cod mașină, de obicei uh, aici producătorul de microcontrolere ofereau un compilator, apoi uh, aveai posibilitatea cu alt software, să, uh, să, cu alt program să faci transferul programului în microcontroller, uh, deci în fine era era o treabă urâtă și în plus pe parcursul acestor procese puteai să mai întâmpi și uh, dificultăți, deoarece uh, toate aceste programe nu prea se împăcau cu sistemele de operare, cum ar fi Windows, la unde le mai aveai nevoie de nu știu ce driver special și așa mai departe. Uh, vă spun sincer, chiar când am învățat uh, prima dată despre microcontroller, că am ocupat un pic cu microcontrolere, mă întrebam Mă, de ce dracu sunt așa complicate și nu fac un software pentru toate aceste procese, da? După cum am spus, trebuie să, <laughs> să folosești mai multe programe ca să obții ceea ce astăzi obții mult mai simplu, da, cu Arduino. În fine, producătorii de microcontrolări au îmbunătățit aceste software, da, cu timpul, dar încă erau dedicate numai profesioniștilor. E bine, odată cu apariția platformei Arduino, totul s-a schimbat. Producătorii platformei Arduino și-au stabilit un obiectiv de a dezvolta o platformă care să permită chiar și unui dinosaur să realizeze proiecte cu microcontrolere. În afară de hardware-ul ieftin, producătorii Arduino s-au gândit la o soluție mult mai simplă de programare, de programarea microcontrolerului și au dezvoltat propriul mediu de dezvoltare pentru Arduino. Acest software face ă, totul ce înainte poate făcea cu 3 software. Da? Deci tot ce vedeți aici, toate aceste operații, da? înainte se făceau cu mai multe programe da? sau erau mai multe procese. Da? E bine, acum ți-ai scris program, ai apăsat un buton și gata, se realizează totul automat. Da? Pe lângă acest editor sunt și foarte multe funcții integrate încât, de exemplu, aprinderea unui LED cu Arduino se poate face doar cu patru linii de cod, de exemplu. Da? În alte medii de dezvoltare acest lucru era mult, mult mai complex. Dar asta nu este suficient. Dezvoltatorii au mers mai departe și au integrat în, în software și un număr mare de exemple în software, ceea ce este un ajutor mare pentru începători, iar vă dați seama, înainte, na, citeai mult, ma învățai multă teorie, găseai programele, te apucai să programezi, dar ziceai, bă, cum să încep, de unde să încep, ce să fac, da? E bine, Arduino a introdus și această chestie, care poate pentru început pare ceva banal, dar este chiar foarte practic pentru începător. Deci, acesta a fost motivul pentru care această platformă a devenit așa populară. Din păcate, există și o parte negativă care această parte negativă a apărut din cauza utilizatorilor și a producătorilor de copii ieftine, a pirateriei. O parte negativă care a, să spunem, a încetat procesul de dezvoltare a platformei, da? Și vă explic imediat despre ce este vorba. Deci, este clar, Arduino a revoluționat acest hobby al, să spunem, al electronice, da? Arduino a realizat ceva extraordinar și a reușit ca ă, oameni care poate nu au avut înainte niciun contact cu electronica să fie pasionați de acest domeniu. Datorită acestei platforme au apărut cursuri noi, au apărut profile de robotică prin licee, meserii noi s a introdus tot felul de profile, chiar și în facultăți, și peste tot este promovat Arduino. A apărut chestia asta cu robotica, cu cursuri de robotică, cu grupuri de robotică și așa mai departe. Da? În principiu, mulți tineri au devenit interesați de electronică, ceea ce este foarte bine. Pe lângă aceasta. Producătorii de Arduino au zis, bă, noi nu vrem să ne îmbogățim acum din chestia asta, așa că au oferit toate schemele și detalii tehnice, detaliile tehnice sub o licență care permite fiecăruia să realizeze o copie a platformei, dar cu o singură condiție. Și anume, să nu folosească numele Arduino. Din acest motiv există acum mai multe copii ieftine decât originale. În timp ce un Arduino original costă în jur de 20 de euro, puteți obține așa numite clone pentru mai puțin de 5 euro, inclusiv transportul din China. Chiar am găsit la Wish la un euro bucata această clonă, unde primești un cablu. Oameni buni! Deci, la un euro primești un cablu, primește Arduino, platforma între ghilimele Arduino și primește și această, acești pin, da? Și transport gratuit, da? După cum am spus, aceste clone nu au voie să se numească Arduino, dar majoritatea furnizorilor pur și simplu nu le pasă. Producătorii Arduino sunt în procese de ani de zile cu acești furnizori care, de fapt, se folosesc de numele platforme pentru a vinde produse. În plus, lăcomia, hoția și prostimea, în, în același timp, nu are limite și au ajuns să vândă chiar la preț de un euro. Și mai primești pe, pe lângă asta și un cablu, da? Și vreau să vă la ceva, da? gândiți-vă, această platformă, ce vedeți aici cu tot cu cablu, în fine, costă un euro, da? Atmega 328, chipul original, costă 2,44 euro. Chipul cu bootloader-ul preinstalat îi 5,31 euro. Da? Iar uh, acum acest preț spune tot da? ce calitate este acolo. Da? Uh, încă ceva. Pe lângă chestia asta, apar tot mai mulți, mai ales în România, tot mai mulți uh, tip de ăștia care au câte un shop și vând produse și își fac reclamă pe Facebook unde scriu uh, suntem uh, distribuitor autorizat Arduino. Da? Și aici am să vă dau un exemplu. Da? Arduino 20 de euro, da? direct de la uh, arduino.cc. Da? Iar Tanti Vasilica de aici vinde un Arduino <laughs> cu 4,41 euro. 41, da? Dacă el vinde cu 4,41 euro, gândiți-vă de unde l-a cumpărat. Ha, nu? Ceea ce vreau să zic este, na, ați înțeles, este nașpa, da? Cu toate că nu au voie să folosească numele Arduino, bineînțeles, toți folosesc numele Arduino pentru că altfel n-ar cumpăra nimeni, da? Acum pe bune, da? Uh, mai sunt totuși care mai scriu uh, pe undeva compatibil cu Arduino sau ceva de genul, dar totuși uh, nu este bine deloc. Da? Acum, gândiți-vă un pic, dacă, să spunem așa între ghilimele, uh, specialiștii ăștia în Arduino, dacă le-aș lua tot ce a realizat Arduino, da? le-aș lua editorul, le-aș lua placa și l aș lăsa numai microcontrolorul și la aș oferi uh, metodele care uh, au fost înainte de Arduino pentru programarea microcontrolorului sunt sigur că mulți și-ar prinde urechile da? dar na, asta este lăcomia și uh, na, uh, mulți vor să se îmbogățească uh, bineînțeles, acum este un ceva diferență între 20 de euro și 30 de euro, este clar, da? 20 de euro și 4 41 euro 41, încă și redus, <laughs> dar uh, datorită acestui fapt că au apărut tot mai multe clone acestei platforme, uh, Arduino nu s-a mai dezvoltat, da? Într-adevăr, unde e pagina la Wikipedia aici? Au apărut în cursul anilor mai multe modele, dar în mare parte toate sunt la fel. Da? Sunt unele care au câțiva mai mulți pini, au poate ceva mai rapide, de, procesorul de pe, de pe ele mai... În fine, mult nu s-a mai dezvoltat. Da? De exemplu, în ziua de azi, SP32 este mult, mult mai superior față de plăcuța arduino. Totuși arduino este încă foarte, foarte iubit. Iar uh, motivul pentru care nu s-au mai dezvoltat, nu au mai scos chestii noi, este faptul că pirateria a distrus totul. Da? Acum uh, gândiți-vă, așa am păzit și eu când mi s-au descărcat materialele și au fost puse la la un tip pe, canal, pe, pagina lui de Facebook și am zis, bă, de ce să mai fac asta, îmi bat piciorul în ele și mă, mă renunț, da? Așa, și mai ales când le-am spus, i-am spus tipului, bă, vezi că ăsta e materialul meu, mi-a spus și tipul, ă, dă-mă judecată dacă nu-ți convine, da? Așa se întâmplă și cu Arduino și Arduino e în proces de ani de zile, da? Și n-au ce să facă, pentru că, na, ei au oferit totul gratuit, au pus o singură condiție care totuși nu o respectă nimeni, da? Au fost o, o, singură condiție. Bă, nu folosesc numele Arduino. Faceți, le construiți, faceți ce vreți. Totuși, ei au fost domni și au oferit și licențe, da? Dar, din păcate, nimeni nu vrea să cumpere licența, da? Au, înseamnă că ce bă, folosești numele Arduino, dar îmi cumpere o licență. Uite, nu știu, plătești 10.000 de euro și poți să produci milioane de Arduino, da? Dar na, asta, după cum am spus, asta este, este care a, a cucerit acești furnizori. Da? De exemplu, am dat acest exemplu cu Ardu Shop, deoarece cu ceva timp în urmă văzusem pe, pe era o doamnă sau un domn, nu mă țin minte exact, care promova acest shop și făceau, na, cineva punea întrebări legate de Arduino sau ceva, în fine, și tipa comenta acolo cum, în formă așa de reclamă, punea un link, uitați aici, noi livrăm produse autorizate Arduino, bla, 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 dar de fapt la 4,41 euro <laughs> Dacă numai mai chipul e, chip e 2,44 euro, <laughs> vă dați seama ce Arduino, dar și vă dați seama de unde sunt cumpărate, da? E bine, Arduino nu prea mai este chiar așa revoluționar ca la început, într-adevăr. SP32 și alte plăci de dezvoltare sunt chiar mai ieftine și mult mai puternice și mai dotate, da? Totuși Arduino încă este foarte folosit, deoarece sunt perfecte pentru începători, simple și ușor de învățat. Acum am ajuns la punctul sensibil. Da? Eu știu, majoritatea dintre voi poate nu au văzut în viața lor un Arduino original, da? sau majoritatea au o clonă ieftină din China sau cumpărate din magazinele de doile din România. Bineînțeles, fiecare folosește ce vrea. Nu este o recomandare să vă cumpărați acum original. Mulți dintre voi poate oricum nici nu o să simțiți nicio diferență. Da? Totuși, eu vă spun opinia mea. Și acum a mai fost așa în jur și mi-au spus, bă, tu ești în Germania, tu ai salar acolo, tu câștigi, noi suntem în România, nu suntem săraci, bai și bine, e bullshit, da? Trebuie să săriți peste această scuză și să lăsați această chestie, da? Eu vă spun sincer. Decât să îl îmbogățesc pe chinez sau pe Tante Florica care și-a făcut shop Arduino, mai bine îmi cumpăr chipul uh, Atmega uh, original care costă 2 euro și ceva, îmi cumpăr cristalul de coarț care costă câțiva cenți și doi condensatori uh, și pot folosi Arduino, da? Mă pot juca cu Arduino, da? dacă nu ți permiți placa originală, da, și chiar poate ești mai ieftină, da, de decât să cumperi fake-ul de 4 euro, da, cu piese care și alea, bineînțeles, sunt fake, da. E bine, dacă se continuă tot așa, într-o zi, vă spun sincer, și credeți-mă, dacă nu se întâmplă ceva legat de pirateria asta, într-o zi, într zi o să avem două firme mari, una care face software și una care face hardware și atunci chiar că nu ne mai putem permite să cumpărăm ceva. Uitați-vă bine, în ultimii ani, tot mai multe firme mici sunt cumpărate ba de Microsoft, ba de Facebook, ba de Google și așa mai departe. Da? Firmele mici cum este na, și Arduino, de exemplu, au nevoie de sprijin. Da? Dacă Microsoft și Facebook cumpără tot, atunci într-o zi chiar că nu ne mai putem permite nimic. Da? Într-un fel, vă spun sincer, eu mă bucur că în ultimii ani tot mai multe programe, software sunt bazate pe acest sistem de cloud da? și sunt tot mai greu de piratat. Da? Acum cine se ocupă cu software și cu torente și cu de astea sunt sigur că poate a văzut că în ultimul timp na, nu prea să mai găsesc chiar ultimele versiuni de software deoarece sunt, devin din ce în ce mai greu de piratat, ceea ce este foarte bine. Da? Bineînțeles, cloudul nu este chiar o soluție excelentă, într-adevăr, nu prea este chiar super, da? Știe tanti Vasilica de la Microsoft la ce oră ai aprins programul și la ce oră știu, ai făcut nu știu ce, dar pe de o parte este ok pentru că producătorii mici de software își pot proteja mai bine produsul. Da? gândiți și voi dacă ați crea un software da? și ar veni Tanti Vasilica și ți-l fură și îl vinde, nu cred că v-ar conveni. Da? Mulți sunt care tot îmi scriu, Bogdani, de ce cumperi softul ăla, că uite să găsește pe Torent, sau uite, mi-au trimis un link cu nu știu ce crack pentru nu știu ce software, da? Oameni buni, recunosc și am folosit în trecut materiale piratate, dar, fiți atenți, când am avut posibilitatea da, și am și câștigat bani cu aceste programe, mi-am cumpărat licențe, da? Nu m-am zgârcit pentru 20 sau 30 sau 100 de euro. Da? Din păcate, sunt mulți în ziua de astăzi și chiar cunosc foarte multe persoane care au într-adevăr bani, au bani și care um, câștigă bani. Da? Au bani frumoși dar tot preferă să downloadeze nu știu ce softuri de pe X torente, da? De aceea i am încurajat tot timpul, da, folosești torrent, nu-ți permiți, vrei să probezi, eu știu, da, sunt și softuri care sunt gratuite, sunt soluții gratuite, sunt soluții cu bani, dar, cum am spus, dacă se continuă tot așa, Într-o zi o să avem doi producători, și o să avem un software în care, eu știu, poate va trebui să-ți ă, <gântu> să-ți faci nu știu ce abonament special ca să poți să-l folosești, da? Bun, la mine deja iar sună clopotele, am o biserică aici în apropiere de mine. Aici mă opresc, chiar în următorul video continuăm și poate facem ceva practic cu Arduino, da? Vă doresc un weekend plăcut, cât mai este din el și ne auzim în următoarea lecție. La revedere!